Am chemat numele Domnului prin rugăciune, prin cântare și dorim, conform promisiunii sfinte, ori de câte ori ne adunăm, Domnul să fie între noi. Să ne vorbească, să ne asculte rugăciunile și să lucreze mântuirea în viețile noastre. Haideți să intrăm în a doua lecție din ciclul alternative, intitulată Mântuire sau Mărturie. Vorbim de mântuire în sens general, larg, adică o lucrare reușită, o intervenție de salvare a omului din diferite situații critice. Și dintre toate salvările de care noi putem să avem parte, dintr-un accident, dintr-o boală, dintr-un necaz, dintre toate, mântuirea din păcat este cea mai importantă. Și Dumnezeu, care a hotărât să ne mântuiască, salvându-ne de la moartea veșnică, ne are în vedere care să ne salveze de multe ori. Mărturia, în schimb, e o dovadă a informării, a șansei de salvare, ce poate fi sau nu finalizată cu o reușită. Știți cuvântul care Domnul a spus, că Evanghelia va sluji de mărturie, dar nu de mântuire la toți. Să ne întrebăm în această seară și să ne cercetăm cum putem să avem parte întotdeauna de mântuire, nu doar de mărturie. Nu doar să știm, ci să beneficiem din plin de harul lui Dumnezeu. Să citim mai întâi din cartea profetului Isaia, capitolul 51. Știți că Isaia este numit evanghelistul Vechiului Testament. Prin el Domnul a făcut multe făgăduințe. Isaia 51, de la versetul 6. Ridicați-vă ochii spre cer și priviți în jos spre pământ. Căci cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va preface în zdremțe ca o haină și locuitorii vor muri ca niște muște. Dar mântuirea mea va dăinui în veci și neprihănirea mea nu va avea sfârșit. Citim și versetul 8. Căci îi va mânca molia ca pe o haină și îi va roade viermele cum roade lână. Dar neprihănirea mea va dănui în veci și mântuirea mea se va întinde din veac în veac, pentru că Dumnezeu salvează în chip desăvârșit. Și tot de aici citim din capitolul 63, pentru a observa că pe lângă mântuirea aceasta eternă, Dumnezeu ne mântuie, adică ne salvează și în multe alte situații din viață, cum s-a întâmplat cu evreii, Isaia 63 cu 9. În toate necazurile lor, n-au fost fără ajutor. Și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit. El însuși i-a răscumpărat în dragostea și în durarea lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Și mă adăugăm, tot pentru a înțelege bine termene de care vorbim, un cuvânt din Iacov, capitolul 5, unde este scris despre credincioșii care pot să fie bolnavi, despre problemele care pot să apară aici, în viața aceasta limitată, Iacov 5 cu 15, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Și asta nu înseamnă doar că îi va mântui sufletul, pentru că scrie aici. Și Domnul va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Însă, sunt oameni care nu vor avea parte de mântuire. Doar vor auzi mărturia și în final nu vor putea să nege că n-au știut și vom vedea de ce nu pot să fie salvați. Să ne oprim la cuvintele Domnului din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, care a vorbit în privința aceasta. Citim mai întâi versetul 11. Adevărat, adevărat vă spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Și tot de aici continuăm de la versetul 32. El mărturisește, e vorba de Ioan, ce a văzut și a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. A spus Ioan despre Domnul Iisus. Cine primește mărturia lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui.
Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața. Deci nu poate fi mântuit, doar a avut parte de mărturie, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Sunt multe situațiile în care Dumnezeu mântuiește pe unii și mântuirea lor rămâne o mărturie pentru alții. Pe tema acestei lecții mi-am amintit de o lucrare care ne-a povestit-o frații din Ucraina. Într-o familie era un bărbat credincios și femeia era foarte împotrivitoare și într-o zi când săpau cartofi și aveau la capătul rândurilor o groapă unde să-i așeze, a vorbit cu băieții mai mari, foarte pornită de o bucată de vreme împotriva soțului și a spus când el va intra în groapă să așeze cartofii, ea îi va da cu sapa în cap. Așa aștepta momentul, dar până să se ajungă acolo, a venit o ploaie fulgerătoare și un fulger a lovit-o pe ea și au strigat vecinii în jur, mai erau și alții pe acolo pe câmp, repede introduceți-o într-o groapă și puneți pământ peste ea. Groapa era săpată. Și acolo doar ca să poată respira, în rest îngropată, fratele care mi-a povestit, fratele Mihai German, a zis, am vorbit personal cu femeia aceea. Și a zis, acolo m-am cercetat și Dumnezeu m-a mântuit. Dumnezeu l-a mântuit întâi pe el salvându-l. Apoi Dumnezeu a mântuit-o pe ea, salvând-o de la moarte și în urmă mântuindu-i sufletul. Cred că a fost o mărturie pentru alții, că nu toți cei ce au văzut s-au și întors la Domnul. Știți cum scrie și în Fapte, capitolul 9, că a fost o vindecare a unui olog și o înviere a Tabitei. Și știți cum scrie acolo? Când au văzut vindecarea ologului, scrie acolo că toți s-au întors la Domnul. Când au văzut învierea Tabitei, este scris diferit. Mulți au crezut în Domnul, dar nu toți. Pentru unii a rămas doar o mărturie. A fost o înviere, cum nici la învierea lui Lazar și de ce nu și a Domnului, ca soldații, că ei au avut cea mai puternică mărturie, au rămas doar cu mărturia și nu au fost mântuiți. Să luăm pe rând cele două lucrări, mai întâi mântuirea. Mântuirea, fie că e vorba de cea veșnică, fie că e vorba de salvările acestea vremelnice, este un act al iubirii și al alegerii divine, în care trebuie să avem încredere. Șansa noastră întotdeauna este la Dumnezeu. Ca și popor al Lui avem această favoare și trebuie să nădăjduim în Domnul, ba chiar mai mult să credem. Iată ce este scris despre evrei în cartea Deuteronom, capitolul 33, și să nu uităm că noi avem o favoare ca a lor. 33, versetul 29, sunt cuvinte din binecuvântarea rostită de Moise. Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine? Un popor mântuit de Domnul, scutul care îți dă ajutor și slavia care te face slăvit. Vrăjmașii tăi vor face pe prieteni înaintea ta și tu vei călca peste înălțimile lor, că Dumnezeu de atâtea ori a scăpat. Să luăm un caz ca individ, David, știți de câte ori a fost salvat și el în cântarea lui a spus apoi, citesc din 2 Samuel, capitolul 22, cântarea lui David, versetul 20. Dar citim și versetul 1 ca să vedem ocazia cu care a compus și cântat această cântare. David a îndreptat către Domnul cuvintele acestei cântări după ce Domnul l-a izbăvit din mâna tuturor vrăjmașilor săi și din mâna lui Saul. Versetul 20. El m-a scos la lor larg, el m-a mântuit pentru că mă iubește. Deci, Dumnezeu ține la noi. De aceea să apelăm cu îndrăzneală, cu rugăciune la El, cum este scris și în 1 Cronici, capitolul 16,
aici este tot o cântare, de la versetul 15, ziceți, mântuiește-ne Dumnezeul mântuirii, strânge-ne și scoate-ne în mijlocul neamurilor ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne punem slava în a Te lăuda, căci dacă Domnul ne scapă, e pe drept ca noi pe El să-L lăudăm. Dumnezeu ne scapă uneori din situații în care oamenii nu mai dau nicio șansă. Știți ce cuvinte a rostit Domnul după discuția cu tânărul bogat când au zis ucenicii, cine mai poate fi mântuit? Sunt situații în care am putea spune că nu mai este nicio ușă de scăpare. Și acolo Domnul a rostit un cuvânt. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Și îl binecuvântăm pentru această putere care o are. Apostolul Pavel, care a trecut și el prin multe împrejurări, spunea, tot cu referire la Dumnezeu, la faptul că El mântuiește, 2 Corinteni, capitolul 1, știți că el a trecut prin foarte multe necazuri. 2 Corinteni 1 cu 10. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Tot el spunea, 2 Timotei, capitolul 4, cu ocazia detenției de la Roma, cu aceeași încredere în Dumnezeu, îi scria copilului său prea iubit, 2 Timotei 4, cu 18, Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Deci Dumnezeu are putere și face aceste lucrări, dar suntem chemați și noi să ne luptăm pentru salvarea oamenilor. În 1 Corinteni 7, Pavel vorbește despre situații în care numai un soț este credincios. Cel credincios aștepte ca Dumnezeu să-l mântuie pe celălalt așa, din oficiu, în mod natural, să facă totul pentru mântuirea celuilalt. Nu-i sigur dacă va fi mântuit sau nu, dar omul să-și facă parte, bărbat sau femeie, fiind în raport cu partenerul de viață. Sau, referitor la relațiile și stările din adunare, spune în epistola lui Iuda, ce putem face noi ca să fie salvați unii? Putem să ne rugăm, putem să le vorbim, putem să-i mustrăm. Iuda 1 cu 22 și 23, mustrați pe cei și despart de voi, căutați să mântuiți pe unii, adică să-i salvați. Aflăm că cineva s-a rătăcit. Să încercăm să-l salvăm, nu doar să fim pasivi spunând, dacă a vrea Dumnezeu, l-a salva. Aici scrie ceea ce e de datoria noastră, smulgându-l din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Vreau să observăm, într-o a doua idee, că Dumnezeu mântuiește pe cei ce au o atitudine corectă față de El. Adică ține de noi, de cei în cauză care au nevoie de a fi salvați, cum se vor raporta la Dumnezeu? Să citim câteva cuvinte din Cartea Psalmilor pentru a înțelege aceasta. Începem cu Psalmul 7, versetul 10. Ca să putem răspunde întrebării, pe cine salvează Dumnezeu? Să nu fim ca împăratul Zedechia care stătea în Ierusalim, nu și-a schimbat comportamentul și aștepta Dumnezeu să salveze țara, n-a salvat-o. Psalmul 7 cu 10. Scutul meu, spunea David, este în Dumnezeu care mântuiește pe cei cu inima curată. Adică pe aceștia îi scapă. Inima curată. Rămânem tot în Psalm 18 cu 27. Tu mântuiești pe poporul care se smerește și smerești privirile trufașe. Foarte important. Să ne smerim înaintea Domnului. Recunoscându-ne neputința, să ne smerim recunoscându-ne păcatele, asta îl va face pe Dumnezeu să privească înspre noi cu milă. Altă referință, Psalmul 50 cu 23. Își încheia Asaf Psalmul cu cuvintele, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.
Deci o atenție pe care trebuie să o acordăm fiecarei situații. Și încă un citat din Psalmi 118 cu 15. Aici este o referință la familii, pentru că izbânda de regulă ține de viața de familie. Când este o biruință, o însănătoșire, o reușită în vreun domeniu, toată familia se bucură, nu? Psalmul 118 cu 15. Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Să trecem în Evanghelie pentru a cita din cuvintele Domnului Iisus, să vedem cui a promis El salvare. Matei, capitolul 24. Și nu uitați, acolo Domnul vorbește de sfârșit, de evenimente grele. Poate ne gândim uneori ce va fi în viitor. Matei 24, de la versetul 9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele Meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proști mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Deci trebuie să rezistăm, dar Dumnezeu ne promite că în final nu am răbdat degeaba. Marcu, capitolul 8, tot cuvintele Domnului Iisus Hristos, vizând un aspect general, dar important. E un principiu esențial aici. Marcu 8, cu 35. Căci oricine vrea să scape viața, sunt oameni care vor să se mântuiască singuri. O va pierde. Că omul nu-i stăpân pe suflarea lui. Dar oricine își va pierde viața din pricina Mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Deci chiar dacă cineva ar plăti credința cu un martiraj, de fapt el n-a pierdut, ci a câștigat cu atât mai mult, asta în baza promisiunilor Domnului. Deci să avem o atitudine corectă de ascultare, de încredere în Domnul, de viață sfântă, de smerenie. Și cum spune tot în Marcu 16 cu 16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Deci respectând cerințele sfinte, beneficiem de salvare, să ne amintim de Naaman. Dacă a ascultat, a fost salvat de la moarte, de la boala lui. Dacă nu asculta, mergea înapoi în Siria cu aceeași boală. Bă, încă în plus mai avea și o mare mânie. De asemenea, trebuie să menționăm aici că în cazul unei atitudini incorrecte, este un citat în Isaia 59, vom citi mai multe versete de acolo, mântuirea nu ne ajunge. Poate fi pe aproape, se depărtează și nu avem parte de salvare. Deci e foarte important ce atitudine avem și înainte, dar în ultimă instanță, în faza încercării. Isaia 59 cu versetul 1, nu mâna Domnului prea scurtă ca să mântuiască, adică nu că Dumnezeu nu poate interveni în vreo împrejurare, nici urechea Lui prea tare ca să audă. Cine legile voastre pun un zid de spărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Citim și de la versetul 9, de aceea hotărârea de izbăvire este departe de noi și mântuirea nu ne ajunge. Așteptăm lumina și iată întunericul, lucirea și umblăm în negură. Versetul 11. Mormăim cu toții ca niște urși, nevoităm ca niște porumbei, așteptăm izbăvirea și nu este, așteptăm mântuirea și este departe de noi. De ce? Versetul următor. Căci fără de legi noastre sunt multe înaintea Ta și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră, fără de legi noastre sunt cu noi și ne cunoaștem nelegiurile noastre. Și versetul 14. Și astfel, izbăvirea s-a întors îndărât și mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a potignit în piața de obște, și neprihănirea nu poate să se apropie. Și dacă aceste calități sfințe nu sunt prezente în viața noastră, nici mântuirea nu ne ajunge, cum nota profetul. Rămânem pe aproape, Ieremia, capitolul 4, versetul 14. Aici
vremea dinaintea robiei babiloniene, când evreii sperau că Dumnezeu va face minune, îi va salva și nu i-a salvat. De ce? N-au avut o atitudine corectă. Versetul 14. Ce însemna o atitudine corectă? Curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit, adică să fii salvat de babilonieni. Până când vei păstra gânduri nelejuite în inima ta? Și încă un citat din Noul Testament, un citat de referință pentru sfârșit, 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Cine va fi salvat din ultima generație, că aici e vorba de vremea acelui nelejuit pe care Domnul va nimici, acel ultim corn care nici nu mai trece pe la judecata de după înviere, trece direct în iazul de foc, cum scrie în Apocalipsa 19. Cea ultimă generație își tranșează soarta înainte de moartea fizică. Scrie aici în 2 Tesaloniceni 2, citim de la versetul 9, arătarea acelui nelegiuit se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și cu toate măjirile nelegiuirii, pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, adică n-au iubit adevărul, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Deci toți cei care iubesc păcatul agrează o cale largă, cochetează și cu Dumnezeu și cu lumea. Nu vor fi salvați. Dumnezeu nu le promite izbăvirea în acea ultimă și grea vreme a istoriei umane. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim plăcuți, ca să ne izbăvească din orice încercare și în final să ne mântuiască sufletele. Luăm trei exemple. Salvarea Ierusalimului din vremea lui Ezechia. Salvarea prin intervenția unui înger în tabăra siriană. Cunoașteți evenimentele. Să citim din 2 Regi, capitolul 19, și trecem direct la cuvintele lui Dumnezeu, ca să nu mai repetăm amenințările lui Rabșake, că n-au avut valoare. Citim doar rostirea divină, 19 de la versetul 32. De aceea așa vorbește Domnul asupra împăratului Asiriei, care se credea invincibil în vremea lui. Nu va intra în cetatea aceasta, nici nu va arunca săgeți în ea, nu va sta înainte ei cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei. Se întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul, căci eu voi ocroci cetatea aceasta ca să o mântuiesc din pricina mea și din pricina robului meu David. Ce bucurie a fost pe ei când Dumnezeu le-a promis, vă scap. Îngerul și-a făcut datoria, s-a întors înapoi, a murit la scurt timp. S-a auzit până în Babilon și au venit să întrebe. Dumnezeu l-a salvat pe Ezechia de boală, i-a salvat capitala, a salvat țara, pentru că Ezechia a fost un om credincios și mai mult s-a încrezut în Dumnezeu. Și a fost salvat. În vremea sa, celelalte 10 seminții din partea de nord a țării au ajuns în robie și nu i-a salvat Dumnezeu. Aici este minunea, când sunt doi în aceeași împrejurare, că ceilalți sub asirieni au căzut. Și va fi, cum spune Domnul, unul luat, altul lăsat. Nu salvează Dumnezeu pe toți, doar așa că sunt evrei, doar așa că sunt membri în biserică. S-a întâmplat în timpul celui de-al doilea război mondial, într-o casă de adunare micuță, sau era o locuință particulară, nu știu exact să nu greșesc, erau adunați frații la rugăciune. Și erau forțe armate pe acolo, între altele era un tank și oamenii au zis, treci peste casa asta. Și în timp ce frații se rugau, Domnul le-a vorbit, nu vă temeți, sunteți sub o amenințare, dar îngerul Domnului stă cu sabia întinsă. Și tankul, fără să poată fi controlat, pe pod, șenilele n-au mai vrut să execute și n-a putut să treacă ca să zdrobească acea casă de adunare. Frații s-au rugat până la sfârșit, s-au dus liniștiți și a rămas acolo un pod molit
acel utilaj de război. Căci Dumnezeu are putere nu doar peste carele lui Faraon, are putere și peste tancuri și peste toate formele, peste rachete. Numele Lui să fie slăvit. Alt exemplu. Cei patru din Babilon. Ce salvări miraculoase au fost acolo. Și vreau să observați, nu doar salvarea din cuptor și din groapa cu lei, că astea le știm cu toți. În capitolul 2 este încă o salvare puternică. Împăratul a avut un vis, l-a uitat și, fiindcă își permitea, a hotărât să omoare pe toți care lucrau în domeniul respectiv, e vorba de haldei, de înțelepții vremii, să-i omoare, să-i spună visul. I-a explicat, împărat, nu se poate, cine a cerut așa ceva, n-a fost niciun rege să pretindă una ca asta. Și scrie în versetul 13, hotărârea ieșise, înțelepți începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. Nu i-au găsit repede, au omorât pe alții înainte. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc. Și ce mă uimește aici? Și alții au încercat să ceară timp împăratului. Și le-a zis, a, vreți să vă uniți și să mă înșelați? Dar când Daniel a cerut timp, lui a aprobat. Între timp Dumnezeu le-a făcut de cunoscut, pentru aceasta l-au și slăvit. Cum zice în versetul 23, pe tine Dumnezeu, părinților mei, te slăvești, te laud, că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut, noi căci ne-ai descoperit taina împăratului. Dumnezeu ia, numai că i-a salvat de la moarte, ca pe alții sau pe toți, dar i-a și ridicat în autoritate. Ceilalți trei, în Daniel capitolul 3, cum știți, au fost salvați sau au crezut în Dumnezeu. Daniel a fost salvat că nu s-a găsit nicio vinovăție la el. Dumnezeu a salvat prin înger, printr-o descoperire, are toată puterea să o facă. Tot de la frații din Uniunea Sovietică am reținut o altă relatare apropo de salvări miraculoase. Un frate, ca mulți alți deținuți, au fost duși în pădure, unii morți, alții aproape morți. Au vrut să scape de fratele. Tot aveau probleme pentru că el vestea cuvântul. L-au lăsat acolo, n-avea șanse să trăiască. Frig, animale sălbatice. S-a tras undeva lângă o piatră, undeva să nu-l îngroape omătul. Acolo a venit un urs. Și i-a adus o plasă cu mâncare de la niște lucrători forestieri ce erau la o anumită distanță. Minunea s-a repetat a doua zi și apoi ursul, într-un mod pe care fratele l-a înțeles, l-a îndreptat înspre zona aceea. De la o vreme apropiindu-se, fratele a auzit zgomotele, s-a dus la oamenii aceia, s-au temut, l-au predat din nou la poarta lagărului. Și autoritățile au spus, noi te-am trecut mort, dacă acum te mai treci în viu, ne încurcăm, du-te unde vrei. Și așa Dumnezeu l-a scăpat. S-au fost frați de-ai noștri din Ucraina, lucrări cunoscute din secolul trecut, pentru că Dumnezeu este același slăvit să-i fie numele. Și un ultim exemplu, Iona și Ninivenii. Dumnezeu n-ar fi mințit în 40 de zile, sau la sfârșitul celor 40 de zile, mai exact, i-ar fi nimicit. Cine știe cum? Pe Sodoma și Gomora i-a nimicit prin foc, pe aceștia nu știu. Sub ce formă vrea să-i nimicească? Dar scrie în Iona capitolul 3 că ei au fost salvați. Ce au făcut ca să fie salvați? E foarte important o astfel de atitudine de smerenie, cum aminteam înainte. Scrie aici în Iona capitolul 3, de la versetul 6. Împăratul Ninive s-a sculat de pe scaunul de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenuș. Și a trimis să dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marului următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască, nici să nu bea apă deloc. Și oamenii și vitele se acopere cu sa, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce are și de la faptelor de asuprire care sunt pline mâinile. Versetul 10. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cearea, atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă
și nu l-a făcut, că Dumnezeu e bun, cum știa Iona, bine știa. Așadar să avem încredere în Dumnezeu că ne poate salva, binecuvântat să fie în veci. Să trecem la cea de-a doua lucrare, mărturia. Noi suntem chemați să depunem mărturie, dar vai de noi dacă vom rămânea doar cu mărturia. Mărturia poate fi o lucrare verbală, scrisă, sau un anumit semn pe care Dumnezeu îl dă, ca să rămână mărturie. Să se știe nimeni, să nu poate tăgădui. Știți cum a fost numită lădița aceea sacră din templu? Chivotul mărturiei. De ce? Pentru că acolo era ceea ce scrisese Dumnezeu cu degetul, cu mână. Acolo mai puseseră toiagul lui Aron, să fie mărturie. Numer 17. Acolo mai puseseră un vas cu mană, să fie mărturie. Nimeni să nu poată spune, nu-i drept că voi ați fost răniți cu mană în pustie. Ba da, uite aici mărturie. Cum adică Dumnezeu l-a ales pe Aron? Uite aici mărturie. E ceva ce trebuie documentat pentru ca Dumnezeu să aibă o justificare deplină. I-a spus chivotul mărturie și pentru că Dumnezeu de acolo vorbea cu Moise. Nu pe undeva prin curte vorbea Dumnezeu cu el. Moise intra acolo, cum știți că îi strălucea fața după aceea, și acolo auzea vocea lui Dumnezeu. O, câți oameni n-au avut Biblie în casa lor, au fost ca lângă chivotul mărturiei. Poate au văzut minuni, lucrări pe care Dumnezeu le-a văzut. Mărturia în primă fază este o dovadă pe care oamenii, repet, o pot vedea sau pot chiar pipăi. Este o constatare ce nu poate fi trecută cu vederea. Să luăm câteva referințe care arată cum oamenii puteau să conștientizeze și ar fi trebuit să respecte acele mărturii. Cartea Genesa, capitolul 21, ne-l prezintă pe Avram, care, într-o împrejurare, a avut probleme cu cananiții și una din probleme era legată de fântâni, sursele de apă erau în zona aceea, o mare nevoie. Și scrie în capitolul 21, de la versetul 28, Avram a pus deoparte 7 mielușele din turmă și Abimelec a zis lui Avram, ce sunt aceste 7 mielușele pe care le-ai pus deoparte? Avram a răspuns, trebuie să primești din mâna mea aceste 7 mielușele pentru că am să slujească mărturie, că am săpat fântâna aceasta. Și dacă mai târziu a fi spus, nu tu ai săpat-o, băi, da, ți-amintești de cele 7 mielușele? Avea dovada. Întoarcem pagina, tot Genesa, capitolul 31, e vorba de despărțirea dintre Laban și Iacov. De la versetul 44, vino să facem amândoi un legământ și legământul acesta să slujească de mărturie între mine și tine. Adesea un act notarial sau un contract, fie el și numai semnat de martor sau multe alte aspecte pot să fie o mărturie. Iacov a luat o piatră, a pus-o ca stâlp de aducere a minte. Știți că și în vremea noastră, cel puțin așa era noi la munte, erau pietri între terenul unuia și terenul altuia. Strângeți pietre, au strâns pietre, au făcut o movilă și au mâncat pe movila aceea. Versetul 48. Movila aceasta să slujească azi de mărturie între mine și tine. Eu nu trec peste movilă la tine, tu n-ai ce căuta înapoi aici la mine. Să citim și din Noul Testament, Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Domnul Iisus nu doar că a vorbit, prin el Dumnezeu a depus multe mărturii, ca cei din vremea sa să aibă dovezi. Ioan 5, de la versetul 36. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Versetul 39. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Iată câte mărturii.
Tot din Ioan, mai citim 21 cu 24. Sunt cuvintele autorului Evangheliei. Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Ei au fost martori. Mai adaug și un cuvânt din Fapte 14, folosit de Pavel pentru a-i convinge pe oameni să creadă în Dumnezeu, nu în zei. Fapte 14, de la versetul 16. El, Dumnezeu, în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie. Întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpul roditoare. V-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Deci Dumnezeu are mărturii peste tot. În a doua fază, mărturia e o lucrare în care cei în cauză și cei din jur constată cine a fost mântuit și cine a fost pedepsit pentru că s-a făcut vinovat. Să ne amintim de cazul Acan. Dumnezeu n-a mai fost cu evreii pentru că el s-a făcut vinovat. Luase din lucrurile date spre nimicire. S-a tras la sorți. Iosua îi spune la un moment dat, fiule, dă slavă lui Dumnezeu. Dar asta n-a însemnat mântuirea lui, ci mărturia. Să fie mărturie pentru ei că Dumnezeu l-a descoperit, mărturie pentru tot poporul, exact ceea ce Dumnezeu poruncise evreilor să facă pedepsind un om ca și ceilalți să vadă. Deci mărturia în prima fază este dovada ca să crezi, să asculți, în a doua fază este dovada că n-am ascultat, că n-am fost mântuiți, dar că Dumnezeu nu rămâne dator față de noi. Citim și din Psalmul 64, este vorba despre David. Felul cum l-a salvat Dumnezeu pe el a fost o mărturie pentru mulți. Mulți au fost împotrivă, dar Dumnezeu le-a dat dovezi. Psalmul 64 începe cu rugăciunea lui, vorbește despre planurile celor răi. Și acum versetul 9. După ce Dumnezeu le-a venit în ajutor, toți oamenii sunt cuprinși de frică și mărturisesc. Iată ce a făcut Dumnezeu și recunosc că aceasta este lucrarea lui. Și Saul a trebuit să recunoască. Tu ești mai bun decât mine. Pentru că mărturia dată de Dumnezeu în dreptul lui David s-a adeverit. Aici să ne amintim și de cugetul nostru. S-ar putea într-o anumită împrejurare, nu doar să avem dovezi în jur că Dumnezeu voia să ne scape, voia să ne ajute, dar noi n-am fost în voia lui, și interiorul nostru ne va osândi. Spune Pavel Roman 2 cu 15 și 16 că și cugetul și gândurile se învinovățesc sau se dezvinovățesc. Și marea mărturie va fi în final când va veni Domnul. Despre asta citim în 2 Tesaloniceni capitolul 1. Ce va fi atunci, frați și surori? Când oamenii vor vedea și vor zice, cum scrie și în Evanghelie, noi am auzit mărturisirea asta. De ce n-ați crezut? Noi puteam să fim salvați. 2 Tesaloniceni 1, citim de la versetul 5. Aceasta, și vorba de necazurile de acum, este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât vă fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă, atât vouă cât care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Iisus din cer cu ungerii puterii Lui, într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Acum atenție! Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. Dacă care n-a crezut, rămân cu mărturia. Ce tristețe! Așadar, fie pentru lucrare temporară, fie pentru mântuirea eternă, să ne păzească Dumnezeu să rămânem numai cu mărturia.
Am citit că un fermier menonit, știți că o ramură a lor nu folosesc tehnologia modernă, pentru că au venit inundații, autoritățile au trimis un elicopter să-l scape. Dar nu s-a suit în elicopter că nu folosește astfel de mijloace. Și a murit acolo. Și atunci se punea întrebarea, de ce nu l-a salvat Dumnezeu? Dumnezeu l-a salvat, dar mintea lui nu a acceptat acel mod prin care Dumnezeu l-a salvat. Asta e valabil în toate. Dumnezeu face intervenții, depune mărturie, dar dacă noi nu suntem într-o stare bună, dacă ne împotrivim, rămânem cu mântuirea și mărturia și pierdem mântuirea. Iată și câteva exemple pe scurt. Istoria evreilor. Am amintit deja în parte de câte ori n-au fost salvați. Promisiunile lui Dumnezeu au rămas adesea pentru ei o mărturie. Profețiile lui Ieremia au rămas doar mărturie pentru un Zedechia cu ochii scos. Mi-a spus să dau la pace cu împăratul, să accept vasalitatea. N-am vrut. Și câte războaiele au pierdut. Au venit peste ei diferite calamități. Au sperat degeaba. Mântuirea n-a venit. La fel, în Noul Testament, și asta e mai grav, cum scrie în Evrei că acum pedeapsa e mai mare dacă stăm nepăsători de o mântuire așa de mare. Să ne gândim la împotrivitorii necredincioși. Pentru aceștia Dumnezeu îngăduie persecuții. Să ne amintim de cuvintele Domnului, Matei 10. Poate ne întrebăm de ce Dumnezeu a îngăduit ața martiri în istorie, are nevoie de mărturie. De ce uneori Dumnezeu îngăduie câte o mamă, recent auzeam de o mămică, îi cunoaștem de fapt, a 10-a cezareană, altă mamă, 19 copii. Dumnezeu le-a spus dinainte acestor femei, vă voi face o mărturie. Adică nimeni să nu se poate dezvinovăți în situații mai ușoare decât acestor femei. Matei 10, versetul 18. Din pricina mea, veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamului. Tot cuvintele Domnului, mai pe larg în aceeași idee, din Marcu 13, de la versetul 9, luați seama la voinșivă, au să vă dea pe mâna soborului judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi din pricina mea, veți fi duși înaintea dregătorului și înaintea împăraților, pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Și le spune Domnul să rămână tare în acele momente, că Duhul Sfânt este aproape de ei. Praful va sluji ca mărturie uneori. I-a învățat Domnul pe ucenici unde vor merge. Și Pavel a procedat așa, scrie în Fapte 13. Cuvintele care le-a auzit, lucrurile din jur, pentru că Dumnezeu nu se lasă fără a informa oamenii. Și un ultim exemplu, mai particular, Cartea a doua împăraților, capitolul 7. Era mare foamete în Samaria, se consuma carne de om. Deci, mintea deja o luase iurea. Și Dumnezeu a vorbit prin profet, 7:1, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul, mâine la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samaria o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Asta a fost mărturia. Călărețul pe brațul care se rezema împăratul a răspuns omului Dumnezeu. Chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Adică alții vor fi salvați, ție îți va rămâne de mărturie că te-ai îndoit de puterea lui Dumnezeu. Știți evenimentele, citiți doar finalul capitolului, versetul 19, iar călărețul răspunsese omul Dumnezeu, chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, și Elisei a zis, versetul 20, în adevăr, așa s-a și întâmplat. A fost călcat în picioare la poartă de popor și a murit. Cu ce sentimente o fi murit, pentru că și-a dat seama că se împlinise ce Dumnezeu rostise. Încheiem
Cu cât e o idee scurtă pentru cele două lucrări, mântuire și respectiv mărturie, mântuirea este o lucrare divină pe care o poate face numai Dumnezeu pentru cei ce intră în grația Lui prin ascultare necondiționată. Știți că au fost situații în care Domnul a spus, dacă faci așa, așa se întâmplă, dacă nu, așa a spus și Ilie către Elisei. De aceea e foarte important să ascultăm. Vă spune 1 Corinteni 15, fraților, fați cunoscut Evanghelia, pe care dacă o respectăm, vom fi mântuiți altfel, degeaba am crezut. Deci mântuirea ține de Dumnezeu ca execuție și de noi ca ascultare, ca încredere în Domnul. Doamne, ajută-ne! Mărturia este dovada că Dumnezeu are în vedere pe toți oamenii, că vrea să-i ajute, că vrea să-i mântuiască, de aceea informează, de aceea dă alte dovezi, dar dacă ei nu vor, dacă se împotrivesc, Dumnezeu nu are ce le face. Iată un citat din Isaia 30, foarte reprezentativ pentru modul în care Dumnezeu lucrează și felul în care oamenii resping mântuirea și rămân cu mărturia. Isaia 30, citim de la versetul 8. Du-te acum, zice Domnul, descrie aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliță, sapă-le într-o carte ca să rămână până în ziua de apoi ca mărturie pe vecie și în veci de veci. Scrie că poporul acesta este un popor răzvrătit, niște copii mincinoși, niște copii care nu vor să asculte legea Domnului. Versetul 12. De aceea așa vorbește Sfântul lui Israel, fiindcă le pădați cuvântul acesta și vă încredeți în sălnicie și vicleșuguri și vă sprijiniți pe ele, de aceea nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca spărtura unui zid înalt care spărgându-se amenință să cadă și a cărui prăbușire vine deodată într-o clipă. Versetul 15. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântul Israel, în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. Adică am vrut să vă ajut așa, în condiții optime. În seninătate și încredere va fi tăria voastră. Dar n-ați voit. Și a zis, ce vom fugi pe cai, de aceea veți și fugi. Vom călări pe caiuți, de aceea cei ce vă vor urmări vor fi și maiuți. Versetul 18. Totuși Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei ce nădăjduiesc în El. Amin. Să ne ajute Domnul să-i credem mărturiile ca să fim mântuiți. Mi-am amintit despre un soldat din Europa de Vest care a căzut undeva prizonier, prin ceva colonii, și s-a propus oferta eliberării lui în schimbul unei sume mari de bani. El știa că părinții sunt bogați, a făcut apel și a primit de la părinți o scrisoare. S-a supărat, nici n-a vrut să citească. Pentru că salvarea, el și-o imagina altfel. Celălalt, care era cu el, spunea, eu n-am la cine să îndrăznesc. Și a scăpat cu vremea că i-a acordat clemență. Dar el a murit de supărare și înainte de a muri, l-a rugat pe colegul lui, citește-mi, te rog, scrisoarea aceea, să văd totuși ce au vrut părinții. În scrisoare scria, am aflat cu mare bucurie că ești încă în viață și vom trece imediat la îndeplinirea tuturor procedurilor pentru salvarea ta, dar îi cerea lui ce să anunțe și ce să facă. Și a zis soldatul cu ultimele puteri înainte de a muri, salvat, dovada aici, n-am știut, n-am acționat. Dragii mei, să nu rămânem cu mărturia, că Dumnezeu nici aici nu s-a lăsat fără mărturii. Ne-a vorbit, ne-a ajutat, poate am fi vrut semne mai mari, poate am fi vrut Dumnezeu să ne vorbească încă o dată. Dumnezeu nu-i dator la nimeni, Dumnezeu vrea să ne mântuiască, dar dacă nu intrăm în grația Lui, dacă nu ascultăm, tot ce am auzit, tot ce am văzut rămâne de mărturie, caz în care va fi vai de noi. Doamne, îndură-te, amin.